toții avem latura noastră gurmandă. Vrem să mâncăm o friptură făcută la grătar. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Sunt Ciprian Dragomir, constructor de grătare de curte din familie. Asta înseamnă că aveți o tradiție moștenită de la rudele dumneavoastră. Mai mult ca sigur au fost sobari. Au fost sobari, construiau sobe, curățau sobe, bunicul meu, tata și acum se ocupă de sobe. Și eu ca inginer constructor le-am îmbunătățit și le-am adus la forma actuală. Când spunem grătarul, până la urmă niciodată nu mâncăm un grătar. Mâncăm carnea friptă pe un grătar. Dar grătarul susține carnea, iar el este susținut până la urmă chiar de o construcție frumoasă. Bineînțeles. Avem trei genuri de finisaj: medieval, modern și tradițional cu cărămidă aparentă, în funcție de casă, în funcție de amenajarea curții, de finisajele pe care designerul le-a folosit la respectiva locuință. Mulți, chiar și dintre prietenii mei, au încercat să-și facă singuri un grătar și au ajuns la ideea că poate din lipsă de informații, lipsă de cunoștințe tehnice, n-au reușit să canalizeze fumul rezultat în urma frigerii carnii pe coș. E complicat? E și asta o meserie. Deci să lăsăm pe fiecare să-și facă meseria. Ca o recomandare, eu am o vorbă pentru toată lumea: zgârcitul plătește de două ori. Tocmai, pentru că e și aici un secret. Încă n-am reușit să-l descoper, dar decât să stau să mă chinui, mai bine de asta zic, apelez la specialist, pentru că văd că obțineți niște construcții spectaculoase și în același timp funcționale. Bineînțeles. Personalul nostru este foarte bine calificat. Am un gen de școală în care îmi pregătesc angajații, selectez foarte bine. Pot să mă bucur și de un proiect din partea dumneavoastră sau pot să vă cer, conform unei poze, ce mi-a plăcut mie undeva prin lume? Bineînțeles, o să venim cu modelele pe care noi le-am creat. În fiecare an dispunem de foarte multe modele pe care le construim în colaborare cu clienții noștri, cu arhitectul cu care colaborează respectivul client, și putem atașa o multitudine de funcționalități. Adică, pe lângă o plită pe lemne, la care se face o fasole, o varză călită, latuci, o mămăliguță, putem să-i punem un cuptor pe vatră, la care puteți scoace o pâine, o pizza. Putem face în grătar, ca o altă funcționalitate, afumătoare, rotisor, o masă de lucru cu chiuvetă făcută de noi manual, spații de depozitare, ne gândim la toate. Mi-a plăcut foarte mult că ați, să zic, inventat un grătar rotisor cu un consum mic de cărbuni și care este și mobil. Da, este vorba despre un grătar pe care l-am preluat, să zic așa, din Orient și l-am adaptat după ideile mele de inginer constructor. Mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere!